Hei, 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 salutare dragii mei și bine v-am regăsit la Tarotscop. Dragii mei din Zodia Săgetător, cu ascendent Venus, Luna, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna septembrie 2024. Și o să începem cu bine cunoscutele arcane majore, să vedem care este arcana. Opa, mamă, ce-a sărit, care vrea să vă guverneze și este Marele Preot, fie că vorbim despre cursuri, despre, nu știu, cursuri de calificare, recalificare sau alt tip de școlarizare pe care îl veți face în această lună, fie că vorbim despre credințele pe care le aveți și vă vor influența în bine sau mai puțin bine, sau să ne lămurim și fiecare știe pe propria persoană ce crede până la urmă și dacă îi servește, sau vorbim despre noi asocieri și despre noi parteneriate. Bun, Marele Preot vine alături de voi. Haideți să vedem și o semnătură, un titlu al acestei luni pentru voi. E, ce v-am spus, este mai mult despre credințe, self-reflection. Este vorba despre a reflecta asupra propriei tale persoane. Să te uiți tu la tine în oglindă. Poți să te uiți chiar ad literam, da, la tine în oglindă și să vezi ce reacție emoțională ai în momentul în care faci lucrurile acestea. Să vezi dacă poți spune așa cu toată inima și cu toată încrederea că te iubești, te accepți, te respecti, te adori, de ce nu, exact așa cum ești. De asemenea, uită-te în jurul tău, uită-te la calitatea vieții tale, la calitatea relațiilor și la restul sectoarelor, da, în care tu te manifesti și vezi dacă îți place ce vezi acolo, că este doar o imagine a ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Iar pe partea de relații, relația pe care tu o ai cu tine se reflectă automat în relația pe care o ai cu ceilalți. Bun, ia, uită-te tu și reflectează acolo, ia către numărul 17, acum l-am văzut pe acea carte și reprezintă vindecarea, da, este energia stelei și spune clar, este nevoie de a vindeca ceva în interiorul tău, astfel încât să nu mai proiectezi acele lucruri în exterior, pentru că, na, te deranjează și te opresc, scuzați-mă, cumva din evoluție. Mergem mai departe, nu, mergeam pe calea astrelor, ia uite măi cum săreamă peste bilețele, haide să vedem bilețelele. Să vedem indiciile din cea unică pentru dragii mei săgetători și vedem acum. Statul în momentul prezent este extrem de important și v-am mai spus lucrul acesta, da? Să mă opresc din a alerga mental și emoțional pe alte tărâmuri și să mă conștientizez pe mine în acest moment, în aici și acum. Vine momentul, da, să faci lucrul acesta cât mai des cu putință. Hai să mai vedem ce mai avem noi, ia câte două au ieșit și avem numărul 25, nu știu dacă sunteți născuți într-o dată de 25 sau nu. Și mai avem scund, poate ești de o statură ceva mai mică și ia câte semn că e ceva important pentru tine în acest mesaj. Ia să mai vedem, sau poate vei avea de a face cu o astfel de persoană. Și mai avem apă, da, ia câte poate fi cineva în semn de apă, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în semn de apă. La fel de bine cu apa, da, vorbim despre emoții și așa cum am spus acolo pe sectorul emoțiilor care sunt date de credințele tale, da, e bine să te uiți și să lucrezi. Și mai vedem decembrie, ia că te poate ai de-a face cu cineva născut în acea lună și care are caracteristicile spuse mai devreme. Tot am văzut apă, ia că te și pești, poate ai de-a face cu cineva în acest semn și voință. Aici vorbim și despre credință, peștii au legătură cu credința, da? Vezi care sunt credințele și este nevoie de credință și voință, da, pentru a te uita la tine, pentru a te autoanaliza și pentru a vindeca ce este de vindecat. Nu, acum chiar că putem merge mai departe pe calea astrelor și să vedem ce se arată acolo pentru dragii mei săgetători, tot cu peștii, tot legătura cu spiritualitatea, legătura cu divinitatea, legătura cu sinele, aș zice eu, e extrem de importantă. Poate e bine să ieși dintr-o iluzie pe care ai creat-o până acum și să vezi lucrurile așa cum sunt. Și să pui în balanță ce-ți mai trebuie și ce nu-ți mai trebuie în viața ta, ce-ți mai este benefic și ce nu-ți mai este benefic. Sau de asemenea, poate ai de-a face cu cineva în această zodie a balanței. No, bun, ia să vedem ce mai avem. Mamă, toate zodiile ies aici și berbecul, da, vorbește despre
A fi competitiv. Poate unii dintre voi veți avea de-a face cu o competiție în această lună, cine știe. Dar Berbecul vorbește și despre a începe ceva, despre a fi lider, despre a fi deschizător de drumuri, despre a avea curajul să inițiezi ceva nou în viața ta după ce ajungi tu la niște concluzii importante vis-a-vis de propria persoană, de ce nu. Și vedem casa 12-a, da? Exact peștii, de-aia am văzut mai devreme. Aici vorbește despre artă, despre spiritualitate, despre legătura, așa cum am spus, cu divinitatea. Poate, nu știu, ai încercat de ceva vreme să inițiezi niște lucruri, să le pui în practică și nu prea ai avut curajul să faci lucrul acesta, nu prea ți-a ieșit. Uite, acum te sprijină aceste atribute ale zodiilor pe care le-am văzut, dar totul depinde de tine, dacă îți dai voie să faci lucrul acesta, chiar dacă suportul există în jurul tău, tu decizi ce faci cu acest ajutor. Mergem și mai departe, hai să vedem și de aici care este mesajul pentru voi, dragii mei săgetători, sau mesajele. Așa, inspirație, da, uite, un Mercur în pești, ascultă vocea intuiției, ascultă vocea divinității, ascultă vocea sinelui tău. Pentru că probabil vei avea niște idei extraordinare, dar ideea este să le pui și în practică. Și atunci vine un Saturn în Taur, da, care te ajută să aduci aceste lucruri din planul subtil al peștilor, da, să aduci în planul concret. Dă-ți voie să faci lucrul acesta, să fii determinat, să fii organizat, de ce nu, ca să duci lucrurile până la capăt, ca treaba să fie bună. Nu, bun, haideți să vedem și de aici sfatul sau mesajul pe parte financiară și să vedem bright ideas, ia că te niște idei extraordinare vor veni către tine. Take action on your ideas, se spune, acționează în momentul în care îți vine această idee și dacă îți ție fundul și dacă simți că ceva te împiedică acolo, vezi care sunt credințele, vezi ce anume te poate ține pe loc. Bun, hai să mergem și mai departe să vedem și alte indicii pentru dragii mei săgetători, care oricum ei sunt gânditori aceia extraordinari și au niște idei fantastice. Ieși din zona de confort, îți spune energia nodului sud. A vine momentul, acum, da, acum este momentul să ieși din această zonă de confort, să faci acele schimbări inconfortabile, ce-i drept, dar absolut necesare pentru schimbare. Făcând lucrurile acestea, ia că te vin niște daruri către tine, vedem abundance, abundența care vrea să se manifeste în viața ta, dar nu se poate manifesta în vechea energie, nu se poate manifesta atâta timp cât tu ai acel sistem de credințe învechit. Și vedem distanțarea sau retragerea. Poate e timpul să te distanțezi de sinele vechi, da, de modelele de gândire și comportamentale învechite. Poate este bine să te detașezi de anumite situații sau chiar și persoane, da, care știi și simți că nu mai, nu că nu mai rezonează cu tine, că ele rezonează cu energia veche, dar nu ar mai rezona cu noul tu, cu noua ta versiune și cu drumul pe care, cel puțin la nivel rațional, ți-l dorești, da, noul drum. Distanțează-te și ai să vezi lucrurile mult mai bine. Da. Și vedem și separarea. Pentru unii dintre voi apare o distanțare, o separare de ceva sau de cineva, dar este o separare și o distanțare absolut necesară, pentru că astfel, doar astfel îți poți da aduce aminte de cine ești cu adevărat. Doar așa poți să stai tu cu tine, de separat de acea energie, astfel încât să-ți pui ordine în gânduri, ordine în emoții, ordine în viață. Vedem o trezire acolo, da, și în momentul în care tu te trezești, în momentul în care îți dai seama care ți este cu adevărat potențialul și ce-ți dorești cu adevărat de la viață, s-ar putea să ajungi la concluzia că eu nu mai pot să stau în această legătură, eu nu mai pot să stau în acest job, poate, da, sau nu mai pot să stau în cercul acesta de prieteni sau, mă rog, în mindset-ul pe care l-am în momentul de față, da, gândurile pe care le-am în momentul de față. Uite ideile, uite inspirația care vine către tine din partea spiritului, pentru unii dintre voi poate să vină prin intermediul viselor, poate să vină într-un moment de meditație, apare pur și simplu, is popping up, da, total pe neașteptat, este ceva neașteptat, este o surpriză care apare în viața voastră, ceva care să vă reanime sufletul, ceva care să vă atragă. Vedem energia lui Marte, Berbecul, de l-am văzut mai devreme, urmează această flacără, urmează această pasiune, urmează acest îndemn
pentru că te va duce foarte departe, te va duce unde, exact pe drumul ales de sufletul tău pentru această viață, această încarnare, nodul nord îl vedem aici, asta te cheamă, dar pentru asta trebuie să te distanțezi de ceva sau de cineva. Bun, mergem mai departe cu mesajele din partea Doamnei Lună și să vedem Doamna Lună cu ce anume vă întâmpină pentru septembrie. O nouă poveste de dragoste vedem aici sau poate să fie ceva care să treacă la un alt nivel. Dacă, nu știu, lucrezi cu tine, dacă și cealaltă persoană lucrează cu tine, dar mulți dintre voi veți înțelege și veți ajunge la concluzia că acea persoană, să zicem, și-a servit scopul în relația cu voi și vine momentul, dacă vrei să evoluezi, să mergi mai departe. No, bine, haide să vedem, să vedem ce mai avem din partea Doamnei Lună. Ok, și spune, ai încredere în visurile tale, ai încredere în ideile care îți vor veni și în îndemnurile din partea sufletului și urmează acea cale pentru că, repet, nu o să-ți pară rău. A new start is coming, un nou început se arată la orizont pentru unii dintre voi și apare acea înflăcărare, acea dorință a sufletului de a face niște schimbări radicale. Și extrem de important este faptul că unii dintre voi, dragii mei săgetători, exact cum am spus mai devreme, veți ajunge la concluzia că stând în situația, în relația, în locul, da, în care sunteți în momentul de față, nu va ieși nimic bun de acolo, oricât de mult ai încerca, oricât de mult ai zbate, oricât de mult, nu va ieși nimic bun. E ceva care te ține pe loc sau ceva care te trage în jos, nu știu, depinde de caz. Și vine momentul schimbării radicale. Bun, haideți să vedem ce mai avem din nou cu peștii. Follow your dreams, urmează-ți visul, urmează-ți chemarea spiritului. Îți spune această carte, vine momentul să faci și lucruri pentru tine, vine momentul să te dezlegi de ceva ce nu-ți mai este de folos și astfel vei ajunge să te bucuri poate din nou de viață, vei ajunge la niște reușite și niște realizări extraordinare prin urmarea visului tău. Poate punerea în practică a ideii extraordinare care îți vine, dar îți spune, trebuie să ai curajul să crezi în tine, trebuie să ai curajul să închei ceva, să lași ceva să moară, astfel încât tu să poți renaște într-o nouă versiune. Este nevoie de curaj. Și așa cum am spus, iată-te și confirmarea faptului că pentru unii dintre voi, toată această schimbare, această distanțare, această rupere are legătură cu, nu știu, poate familia, poate cu prietenii, poate cu relațiile romantice. Este ceea ce este și, până la urmă, trebuie să faci ceea ce trebuie să faci alegându-te pe tine. Bun, mergem mai departe cu Osho și să vedem și Osho cu ce mesaje vine. Da, cu același mesaj, încheierea unui ciclu, încheierea unui capitol, se ajunge la o conștientizare importantă, se ajunge la o concluzie importantă de a încheia toată această poveste și de a merge mai departe, dar să nu uităm că această poveste, indiferent cum a fost ea, a fost doar o imagine a ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Dacă tu închizi această poveste și nu schimbi nimic în interior, ce să vezi, o poveste similară se va deschide, va începe și o vei experimenta din nou. Săgetătorul dorește să cucerească teritorii noi în luna septembrie, vrea să se extindă, vrea să exploreze, vrea să descopere. Pentru că aici, în capitolul pe care îl încheie, deja lucrurile au fost cât se poate de descoperite, nimic nou nu mai poate ieși de acolo, nimic care să îi servească și care să ducă la expansiune, iar săgetătorul fără noutate și fără expansiune e caput. Bun, și vedem, s-ar putea să fie noi colaborări, dar fie că se încheie, da, niște colaborări vechi și apare ceva nou la orizont sau pentru unii dintre voi, unora dintre voi vă spune spiritul clar că prin îndrăzneala de a începe ceva nou, de a explora ceva nou, puteți ajunge la niște reușite importante. Ce trebuie să faci este să te detașezi de energia trecutului. Vedem atașamentele de trecut aici care te pot ține pe loc, atașamentele de vechea versiune, că de aia te-a trimis cumva la introspecție și conștientizare de sine. Tot ce trebuie să faci este să te repui pe tine în armonie și ceea ce este aici să fie și aici, ceea ce îți spune inima să urmeze și mintea și, bineînțeles, și trupul fizic, ca și acțiune. Doar așa și numai așa vei ajunge la, poftim, abundență. Cât de clar și cât de frumos vorbește spiritul pentru voi, dragii mei săgetători. Ia să vedem și Cupid Deck
cu ce mesaje vrea să vină, schimbare pe parte financiară, unul la mână, doi la mână cu această carte a sărăciei, așa scrie pe aia, poverty, ce să-i facem, dar are numărul 37, ceea ce-i bine, vorbește despre gândirea aceasta de victimă. Faptul că, nu știu, poate unii dintre voi vă concentrați pe lipsă în loc să vă concentrați pe ceea ce aveți în momentul de față și lucrul acesta ar fi bine să se schimbe. Bun, și ce mai vedem? Oh, femeia principală, ia cătă și orizonturile îndepărtate și am zis, oh, de ce? Pentru că mesajul instant a venit, unii dintre voi veți alege să vă îndepărtați, nu știu dacă de o energie feminină care vă suge de resurse, știu că nu e elegantă exprimarea, dar asta vine pe conductă, da, pe țeavă. E cineva sau ceva care pur și simplu vă stoarce, da, de resurse. Nu știu dacă sunt resurse materiale sau nu și ia că te, dragii mei săgetători, vor înțelege că acolo nu mai pot sta și vine momentul să se distanțeze dacă vor într-adevăr să facă ceva cu viața lor. Ia că te vedem persoana falsă. Acum, nu știu dacă această persoană care vă stoarce de resurse ascunde ceva sau nu, sau are, mă rog, niște interese strict materiale și cam atât. O să se... este, da, o femeie matură, dar este cineva în... era să zic a doua jumătate, a treiei jumătăți a vieții, mă rog, cum vreți să luați lucrurile acestea, nu este cineva foarte tânăr. Veți înțelege, veți conștientiza lucrurile acestea, dragii mei săgetători, și veți alege să mergeți mai departe. Și vedem un mesaj aici de îngrijorare sau poate grijile pe care cineva și le face în momentul în care voi vreți să vă îndepărtați. Probabil cineva își va face griji, ok, ce fac dacă această persoană pleacă de lângă mine, că trebuie să am grijă și de poate un copil sau poate de o casă, de un proiect, cine știe. Da, dar cineva își face griji, nu că plecați voi, își face griji cum se va întreține, ia câtă disperarea, da? Cum se va întreține și cum se va descurca în momentul în care voi plecați. Nu știu, alegeți dacă vreți să vă mai sacrificați sau nu, eu nu pot să vă zic ce să faceți, e viața fiecăruia. Și mergem cu Lenormand mai departe și să vedem. Apare, ia că o oportunitate extraordinară pentru unii dintre voi de a merge mai departe. Se deschid așa niște noi orizonturi, foarte frumos. Poate să fie și o călătorie pe care unii dintre voi să o faceți, poate să fie o călătorie pe distanțe mai lungi, nu o să fie pentru toată lumea, da, acționează, ia că te vin niște vești sau oportunități, repet, pentru tine de a merge într-un loc nou, de a te deplasa într-o nouă direcție, departe de acest friend enemy, acest prieten care de fapt nu ți este prieten, care de fapt are niște interese și niște scopuri ascunse și pe care probabil le intuiești, dar n-ai vrut să le vezi până acum. Da, este ceva ascuns, ceva va ieși la suprafață. Asta este și poate are legătură, opa, poate are legătură cu banii. Nu știu dacă ascunde sume de bani sau nu știu dacă e un interes acolo legat de bani. O să vadă fiecare în parte despre ce este vorba. Poate să fie, dar nu e obligatoriu, cineva din familia în care te afli sau cineva foarte apropiat ție, dar cineva care folosește aceste... treburi, da, pe care, resurse pe care le ai de la tine pentru propria sa stabilitate. Uite, ceea ce îți dorești vine către tine, ai așteptat să se întâmple lucrul acesta, poate ai așteptat alinierea de planete, iată că se întâmplă, profită de acest lucru. No, bun, mergem mai departe cu tarotul și să vedem la rădăcina primului pachet de tarot, vedem chakra rădăcină, zona de confort, nodul sunt pe care l-am văzut mai devreme. Pot fi și relațiile cu familia, da, aici și care sunt într-un fel, da? De aici trebuie să te rupi, de aici trebuie să mergi și să ieși mai să mergi mai departe. Ia că un adevăr s-ar putea să iasă la suprafață sau vedem o stare de renaștere a unora dintre voi. Ia, ai cât de frumos pentru a ajunge la soare. No, tu l-ai, Doamne, foarte frumos. Hai să vedem cu ce se deschide cu niște oportunități foarte frumoase de creștere și de prosperitate cu un as de monede. Profite, zic eu, de aceste oportunități și sunt niște oportunități care s-ar putea, așa cum am spus, să vină pe neașteptate pentru unii dintre voi cu cartea turnului. Nu rata această șansă pentru că să nu știu care și își plânge în pumni că vezi, dragă Doamne, ce o să facă el sau ea. Not your F business, da, spune spiritul, nu e treaba ta. Până la urmă, fiecare va trebui să învețe să se descurce pe propria sa piele, să meargă pe propriile sale picioare. Niște vești foarte, foarte frumoase care vin către unii dintre voi, dragii mei, vă vor lua prin surprindere
Dar știți cum este? Este exact ca trenul ăla care oprește în gară și dacă nu te grăbești să te urci în el, nu știu când o să mai vină. Bun, și vedem The Memories of Love. Aici vorbim despre starea de nostalgie, a trăi în trecut, acea legătură cu trecutul pe care am văzut-o mai devreme. Nu lăsa lucrul acesta să te țină pe loc. Da, va trebui să alegi dacă stai în starea aceasta de nostalgie, de regret, de alte treburi de genul acesta, sau îți dai voie să mergi mai departe. Iată-te din nou semnul peștilor, e peste tot în jurul vostru, da? Îți dai voie să mergi mai departe, îți dai voie să ieși din zona de sacrificiu și să te alegi pe tine, da sau nu. Asta doar tu vei hotărâ. Lași în spate gândirea negativă, lași în spate trăitul în trecut, așa cum am spus, și te concentrezi pe tine. Eu zic să te concentrezi pe tine pentru că uite ce lumină extraordinară vrea să vină către tine și tu stai în situația în care ești în momentul de față aici, concentrându-te doar pe această lumină mică, mică, mică. Nu știu dacă cineva influențează treaba asta sau nu, haide să nu dăm vina pe nimeni, da? Apar oportunități, șanse de noi parteneriate, de a te extinde, de a crește, de a ajunge la ceea ce-ți dorești cu adevărat, dar lucrurile acestea, fără doar și poate, va trebui să le lași undeva în spatele tău, fără pic de regret și de vinovăție. Schimbări importante, uite ce eclipsă mare, da, apare în viața ta. Important este, două mesaje aici, important este să te dai deoparte din calea ta și să primești această schimbare care vine către tine și doi la mână îți spune dacă în momentul acestor schimbări ceva sau cineva vrea să te tragă înapoi, tu rămâi ferm pe poziție. No, bun, haide să mergem mai departe. Uite diavolul la rădăcina pachetului, nu-l lăsa să te influențeze. Hai să mergem mai departe cu al doilea pachet de tarot și vedem un 3 de cupe. Din nou vorbim despre sărbătorire, din nou vorbim despre victorie, dar la fel de bine și nu mi-aș fi dorit să văd cartea asta de desubt, dar este un 7 de săbii. Îți spune în felul următor unora dintre voi, atenție că s-ar putea să fiți, nu știu, duși cu foflica, să zicem așa, sau jucați pe la spate de cineva, atenție. Bun, mergem mai departe și haide să lămurim cărțile. Asul de monede cu asul de cupe. Pentru unii săgetători se schimbă radical mai multe sectoare sau apare schimbarea pe mai multe sectoare ale vieții și pe parte financiară și pe parte de iubire. Eu zic așa, dar vă rog, nu e pentru toată lumea. Cine vrea să știe pentru sine, sunt citirile private, da? Există pentru unii dintre voi niște relații total dezastruoase care vă suc de energie și de restul de resurse, inclusiv materiale. În momentul în care se conștientizezi lucrul ăsta și în momentul în care să ai curaj să pui punct acestei situații, toată viața ta se va schimba și ai să vezi treaba asta pe propria ta piele. Why is the tower here? Says the spirit. Și haide să vedem, da. De ce este turnul? Turnul este pentru că apare ceva nou la orizont, ceva nou care te poate pune în legătură cu un suflet pereche, ceva care poate să-ți umple cupa sufletului și poate să te aducă în starea aceea de echilibru emoțional cu șasele acesta de cupe. Apare pe neprevăzute, e trenul acela pe care ți-am spus, dacă vrei să îl iei de bine, dacă nu mai stai o țâră, pentru că vedem starea aceasta de confuzie pe care s-ar putea să o ai în momentul în care primești această oportunitate, în momentul în care ai să o vezi în viața ta. Ce să fac, nu știu ce să fac, nu știu ce să aleg. Aleg să rămân pe loc, aleg să stau în energia trecutului sau cu zecele de săbii pun punct acestei situații și aleg să merg mai departe. O să vedeți voi, da, pentru că există din nou energia peștilor, incredibil, pentru că există tendința de a refuza, tendința de a amâna acțiunea, tendința de a rămâne suspendat acolo în aer pe loc și tocmai asta nu ar fi bine să faci. Ce ar fi bine să faci ar fi să alegi, acțiunea, fără doar și poate, pentru că vedem aici pajul acesta de bâte, să alegi acțiunea, să alegi optimismul, să alegi să te uiți către viitor cu curiozitate și să mergi mai departe mânat, să zicem, de această flacără, da, de acest foc pe care îl vedem aici. Alege acțiunea în locul non-acțiunii, găsește curajul, forța, puterea în interiorul tău de a ieși din starea de sacrificiu, de a ieși din starea aceea care te ține pe loc. Să găsești cu pajul acesta de săbii, pe cinciul de săbii vedem clar o claritate mentală, vedem clar că până la urmă se va ajunge
la o idee, da, sau la o lămurire a unei situații sau o clarificare, o limpezire a planului mental, astfel încât să vezi clar încotro vrei să mergi. Eu vă zic că există mai multă energie acolo, dacă e vorba de o relație, și o să vedeți voi lucrul acesta. Dar vedem și sărbătorirea sau motivele de sărbătorire de care veți avea parte, momentul în care veți alege să mergeți către viitor, veți alege să renașteți. Of, 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 măi, măi! Asta este, ia să vedem mai departe, da. Și vedem regina de cupe, cineva, că tot am văzut semnul peștilor, cineva în semn de apă cu ascendent Venus, lună, nodul nord în semn de apă, fie veți lua o hotărâre în privința acestei persoane și nu veți mai lăsa să vă influențeze, pentru că vedem, s-ar putea, dacă vă distanțați sau v-ați distanțat deja de această persoană, s-ar putea să vrea să se întoarcă și atunci spiritul îți spune să rămâi ferm pe poziții și să nu-ți mai fie frică să iei o hotărâre, să bați ușa aceea în cuie și să pui piciorul în prag. Blochează această persoană și cu doiul de săbii poate chiar e cazul să o blochezi și online acolo, să blochezi orice fel de comunicare, pentru că este o energie total nocivă pentru tine. Bun, haide să vedem amorul ghebos cu ce mesaje vrea să vină. Mamă, ce repede o sărit. Of, da, release your ex, eliberează-te de energia trecutului sau eliberează-te de această energie toxică pe care am văzut-o acolo și nu o mai primi în viața ta jamais, pentru că nu o să-ți mai aducă nimic bun, oricâte promisiuni de schimbare va face, oricât, nu știu, flic-flacuri va face acolo, nu se va schimba absolut nimic. Învață să te iubești în primul rând pe tine, da? Imaginea din oglindă, că dacă n-ai să te iubești pe tine, ai să tot dai peste astfel de persoane și astfel de situații care să-ți arate ceea ce nu îți place. Hai să vedem ce mai avem noi aici. Da, you deserve love, meriți să fii iubit și într-adevăr cineva îți va cere să mai faci un efort. Haide, mai fă un efort, haide să mai băgăm o fisă acolo. Vezi tu ce alegi, că la urma urmii ești responsabil pentru viața ta și pentru alegerile tale. Și să vedem și din baby amor ghebos, ia să vedem, guided steps toward great love, îți spune ea că spiritul vrea să-ți ghideze pașii către o iubire faină, către o iubire frumoasă, dar pentru asta trebuie să lași toată această poveste în spate și trebuie să înveți să te iubești pe tine exact așa cum ești. Da, și să nu-ți fie teamă să te deschizi când vine vorba despre iubire. Time apart, apare o despărțire, apare o separare. No, bun, haideți să vedem și de aici care sunt mesajele pentru dragii mei săgetători. Inner peace. Fă tot ceea ce este de făcut pentru a readuce starea aceasta de pace interioară. Și într-o relație, așa cum trebuie să fie, nu trebuie să simți acele, cum să spun eu, tulburări la nivelul sufletului. Asta în cazul în care ambii parteneri sunt vindecați. O relație echilibrată și armonioasă îți dă starea de pace și liniște interioară. Ai nevoie să te relaxezi, dă-ți voie să te relaxezi mai mult, dă-ți voie să investești mai mult timp în propria ta persoană. Și ia câte luminarea sau clarificarea unei situații, norii aceia negri sau zona neagră în care sta până acum, urmează să se lumineze foarte bine. Ascultă-ți intuiția, aia că te-ți spune următoarea carte, ascultă-ți intuiția și poate zic așa, dă-ți voie să mergi pas cu pas, cel puțin pe calea vindecării tale, mergi pas cu pas, nu ai unde să te grăbești în sensul să te arunci așa, dar iurea în tramvai, vorba mea, foarte repede într-o altă relație dacă simți că nu ești total vindecat. Ai răbdare cu tine, este extrem de important să ai răbdare cu tine când vine vorba de emoții și când vine vorba despre conexiunile interumane. Ia să vedem, doamne, unde mă duceam? Ia uite, vreau din nou la doamna Lună. Doamna Lună și-a spus ce a avut de spus, mergem mai departe cu acestea. Da, uite răscrucea de drumuri, uite deciziile pe care unii dintre voi va trebui să le luați în această lună, pentru că vedem ghidarea din partea sinelui tău superior care îți spune vine momentul să schimbi direcția, vine momentul să faci ceva nou, it's time to go, e timpul să pleci, nu mai bate pasul pe loc acolo, pentru că ai văzut clar, nimic bun nu va ieși, te așteaptă o nouă colaborare, te așteaptă un nou parteneriat, pe un alt nivel, dar repet, întâi lucrează cu tine, ia că it's not for you, cineva sau ceva nu mai este pentru tine, este doar un joc pe care încă îl întreții
mă rog, din diverse motive, află acele motive, dar schimbă ce este de schimbat ca să vezi altă imagine în jurul tău. Bun, mergem și mai departe, haideți să vedem și de aici, dragii mei săgetători. Opa! Ia să vedem. Se deschide ușa către spirit și anume inspirația pe care am văzut-o acolo, ideile faine care îți vin, semnele pe care spiritul ți le va da și te va ghida către schimbare. Vedem numărul 32, 3 și cu 2, 5. Da, 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 uite încă un 5, ce trebuie să se schimbe, atașamentele de trecut, ai stat prea mult într-un loc, vine momentul să pleci de acolo, dezleagă-te din nou răscrucea de drumuri. Alegi, da? Ai văzut foarte bine, mă dezleg sau rămân tot acolo în zona aceea. Las, ia cătă fricile și zbuciumul acela mental, să zicem, să pună stăpânire pe mine sau nu. Ce e extrem de important este să înveți să te apreciezi mai mult decât ai făcut-o până acum și să-ți vezi adevărata valoare și tu să stabilești cât de mult meriți și cât de bun și cât de frumos și așa mai departe. La fel de bine să apreciezi tot ceea ce este în jurul tău, să schimbi focusarea aceea de pe lipsă pe ceea ce ai, da, de pe negativ pe pozitiv și ai să vezi cum se schimbă viața ta. Și să vedem și mesajele din partea îngerilor. Hehe, da. Încă o confirmare, Caresa, care îți spune că ești la finalul unui ciclu din viața ta, cheamă îngerii să te aline, să te ghideze și să-ți îndrume pașii către următorul tău nivel, următorul ciclu, căci fericirea te așteaptă. Ia să vedem ce mai avem, ce mai avem, hopa, 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 ok, Indriel, este pentru unii dintre voi și vă spune că sunteți lucrători în lumină și spiritul are nevoie să-ți dai voie tu, să lași acea lumină din tine să iasă la suprafață, să fii precum un înger pe pământ, fii un exemplu până la urmă pentru ceilalți. Și mai vedem și Ariel, care vorbește despre extrasimțuri, da? Folosește-te de aceste extrasimțuri care vor fi cumva, cum să spun eu, la un nivel foarte înalt în această lună. Poate ți se arată lucruri în vis, poate ai să vezi tot felul de semn, ai să le simți într-un mare fel, da? S-ar putea să fie și niște deblocări ale extra-percepțiilor pentru unii dintre voi, folosește-le. Bun, haideți să vedem și zdrângănele, trâncănele pentru dragii mei săgetători pentru luna septembrie. Și să vedem despre ce este vorba. Ia să vedem despre ce este vorba aici. Și avem o literă care este litera O. Da, poate să fie inițiala voastră sau altei persoane. Ce mai avem aici? Opa, mai avem aici o pisică albă. Nu știu că aveți voi sau această persoană o pisică albă. Pisica ne învață despre iubire de sine și mai avem încă o literă, este litera L. Hai să punem și pisica aici și încă o pisică, ia cătă două pisici, aveți două pisici sau această persoană are două pisici, din nou vorbim despre a te alege pe tine și iubirea de sine și vedem și o floare roșie care mie în momentul de față îmi vorbește despre pasiune, da, să urmezi această pasiune, urmează calea sufletului, vedem luna și este luna neagră, o vedem aici Lilith, care Lilith vorbește despre a nu-ți fi frică să urmezi pasiunea, nu te mai supune atâta regulilor de jur împrejur, alege-te pe tine și vedem și simbolul infinitului, poate apare o iubire care duce până la sfârșitul acestei existențe, cine știe, acest simbol vorbește și despre abundență. Dragii mei săgetători, acestea au fost mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna septembrie 2024. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele și au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip și eu vă mulțumesc anticipat pentru lucrul acesta și aștept bineînțeles comenturile voastre în secțiunea de coment și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.